Salut, bienvenue dans la nouvelle vlog. Léa a appelé Kat la violone et Noy son thème à color et HTM Tom Léa. Nu te pa. Încep acest video din mașină. Cu așteptăm pe Lea să se întoarcă de la cursul de bioară și sunt aici cu Julia. Ne amuzăm. Pentru că am fost la Lidl să facem cumpărături între cursuri și au cumpărat câteva bomboane din astea de Halloween. Niște bomboane care nu le-a gustat niciodată, cred că sunt venite din America, nu știu de unde sunt venite, dar au un gust atât de rău. Ți-ți plac? Nu-ți plac. Deci au un gust dezastru. Unele sunt bune, dar... Deci bomboanele astea sunt... Sunt la reglize. Sunt nașpa rău. Și aici. Ura. Și-a luat un cap din ăsta de... Cap de mort. Umplut așa cu bomboane. Și... Are și capac, are și craniu. Și sunt o grămadă de bomboane din astea cu diferite fructe, diferite arome. Astea le-am luat de la magazinul de români, ruși, polonezi, au mai multe din țara de est. Dar astea sunt bune. Astea sunt gume, Julia, nu sunt bomboane, sunt gume. Nu m-a gustat, să-ți vezi cum îi. Mă vezi că stari. Cum îi? E bun. Trebuie să vezi mai încolo un pic după ce amesteci un pic. Să știi ce gust au. Ai văzut? Lasă pică. E foarte tare, a? E gust de fructe, dar intens. Dar ce fruct ți-ai luat? Că sunt diferite fructe. Ce fruct ți-ai luat? Să văd. Au lămâie, orange. Le citron rouge, le citron rouge. Ăla nu e, ăla e orange, Julia. Au măr verde. S-a picat. Ah, nu. Te pișcă? Oh, nu, s-a picat. Este tu roșu. Mio, este roșie. Vezi, astea-s gusturile ciudate, Julia. Așa pic. E la baie fond la moto. La moto là-bas. De ce? Că după aia e vacanță două săptămâni. Că j-am imort de tout temps là-bas. Dar trebuie să ai răbdare, să ai mai multă răbdare. E imposibil cumva. Cum imposibil? Îți place guma aia? Care ți-o dat Julia? Oui, mais elle vient de elle, de chez elle. Ne mergem, fetelor. Ouais. Acum mergem acasă. Am de aranjat cumpărăturile. Unde am ce bun? Thank you.
mi-au căzut aici cumpărăturile în mașină. Peste tot. Cum? No, hai și ajută-mă acum. Da. Dar tu ce mănânci? Sandwich. Dar mai ai? Nu? Hai, Julia, ajută-mă să ducem cumpărăturile în casă. Tu le avii cu mâna goală? Ce? Orange. Orange, nu, fugi după ele. E deschisă ușa, poți să intri, Julia. Te rog. Orange. Nu, du-te, du-l în casă. Vezi că mergi pe două și nu-i bine. Am să vă arăt cumpărăturile din Lidl și prețul o să vi-l zic la final. Nu am cumpărat prea multe lucruri pentru că am rămas doar eu cu fetele acasă. Timp de 2-3 săptămâni suntem numai noi. Călin s-a dus din nou în deplasare. Și am cumpărat și am gândit că ne trebuie nouă să mâncăm. Fetele de săptămâna care vine au vacanță, dar merg la școală. Le-am înscris ca la un fel de centru. Și am să le pun eu mâncare de acasă. Așa că le-am cumpărat mai multe cutii cu jambon, pâine de sandwich, brânză pentru sandwich. Asta este noutate de la Lidl. Un fel de biscuiți cu lămâie, care o să mănânce Julia, să-și pună și cu ea. Și astea tot așa sunt noi, că nu le-am mai văzut. Am mai cumpărat, săptămâna trecută, cred că am cumpărat o cutie să văd dacă este bun și sunt chiar foarte bune. Aici sunt nugheți cu tema Halloween, nugheți congelați. Și acestea doar perioada asta cu Halloween apar. Păstăi. Am luat pișcoturi și mascarpone, pentru că am să fac sâmbătă tiramisu. Avem invitat sâmbătă să vină cineva la noi. Aici am cumpărat două pungi cu banane. O salată verde. Aici am luat 4 perii de sârmă, pentru că am nevoie, trebuie să fac balustrada în spate, balustrada aceasta de la terasă, trebuie să o vopsesc, nu să fie vreme bună și se face întuneric la noi. Aici am luat o cutie cu măzărică, un cola fără zahăr, 3 portocale, morcovi răzăliți cu sibulet. Aici am mai cumpărat nugheți, 2 cutii. Ești tot așa un file de 1,5 kg, cred că e de portocale, sau 1,5 kg de portocale. Aici capul acesta de mort, umplut cu bomboane din astea, am luat 2. Dar chiar, Julia, unde ții capul tău de mort? Că nu ți l-am găsit. Biscuiți Neo. Sunt copie după biscuiții Oreo. Gogoșari. Și de la Lidl cam atâta am cumpărat.
au costat 70 de euro și 3 centimi. Am mai fost și la acest magazin care se numește Leclerc. Și am luat și de aici câteva chestii pe care la Lidl nu le găsesc. De exemplu, această pâine pentru kebab. Da? Pot să umplu cu ce vreau eu, de fapt. Este ca un fel de pâine libaneză. Brioșe pentru hamburger. Două pungi cu croasoane în felul acesta cu pepiți de ciocolată. Aici am cumpărat în caz de vine ceva copii la noi de Halloween, că aici la noi vin din poartă în poartă, așa ca la Crăciun în România, și a trebuit să le dăm bomboane. Și am cumpărat 3 pungi așa, a fost 2 le plăteam și a treia este gratis. Aici am cumpărat ulei esențial pentru difuzorul meu, pentru că nu mai am, și acesta cu lămâie și cu mentă. Este foarte, foarte bun. Aici sunt gafle, ceai după mâncare și acest ceai este foarte bun, drenaj și eliminare. Îmi plac ceaiurile astea așa, plante verzi. Aici de la Kinder King Max, cappuccino cu gust de vanilie. Astea 3 sunt pentru Julia Iop, că e favorita, doar ea le bea. Lea și-a cumpărat cu gust de căpșuni și Lea și-a mai cumpărat și Actimel cu gust tot așa de căpșuni. Deci am cumpărat lapte cu amand. Este foarte gustos acest lapte. Un suc Oasis și acestea sunt pastele pe care le consumăm noi, adică fetele mai mult. Sunt niște paste așa micuțe și le fac cu unt sărat și cu cașcaval. Și am să spun prețul, cât a costat. 60 de euro. Wow! Pentru că a costat 68,45, am avut bon imediat remis de 8,45 euro și am plătit 60 pentru că am luat apă minerală, care au fost 2 boxuri, le-am cumpărat și al treilea a venit gratuit și s-au adunat. Nu știu, am avut ceva mai promoții, dar astea sunt, da. Am avut la Actimel promoții la bon de reducere. La apă minerală, da, la bomboanele respective, a, da, și la, deci au fost și iopurile de băut, că una vinea gratis, 2,28 euro, cam atâta costă o cutie de iop de băut. Și în total s-au făcut 8,45 euro de reducere. Nu e rău. Și tot de la acest magazin mi-am cumpărat și această pijama. Drăguță, așa cum iau. Pisică. Așa arată pantalonii. Și au costat 7,95 euro. Tot așa, la promoție. Am trecut cu fetele până la Kiabi să-și cumpere mânuși. Și au cumpărat o grămadă de mânuși și încă o pereche aici. Cred că nu au fost 2 culori diferite. Le-am cumpărat și 2 șepci așa polare înăuntrul. Julia și-a luat 6-8 ani și Julia și-a luat 10-12 ani. Și sunt așa, parcă sunt tricotate de mână, sunt foarte faine. Și-au costat 5,50 euro. Și am mai cumpărat 2 bluzițe așa faine, simple, dar le-a plăcut că vine așa mai sus un puțin pe gât. Asta e pentru Lea, Julia și-a luat pe negru, deja a și îmbrăcat-o. Cât a costat asta? A costat 4,50 euro.
Lei așa a ales și o pereche de pantaloni să meargă cu bluzița. Tot așa 10 ani și a costat 6 euro. Dar nu mi se pare așa groși. Sunt parcă de vară. Acum dacă nu-i prea frig, este ok. Și Julia și-a cumpărat acești leggings, tot așa foarte pufoși înăuntru, la 12 ani. Și Julia și-a luat eticheta. Julia, oare cât au costat ăștia? 6 euro. Adică aici eticheta pe jos. Abla. Da, la 12 ani, 6 euro. Aș vrea să fac cum stă șapca pe tine, pe cap. Uite-te la mami. Tu ești ciocolată. Aureo. Și bluzița e faină. Îți place bluzița? E, mi se cute. E faină șapca, îmi place. Pentru cine am să le pregătesc aceste proșete cu pui, am pus aici apa la fiert. Și am să dau acest săculeț cu ele gata congelate. Ups, așa că am timp de 8 minute. Ele se pot pregăti în bain marin așa cum le fac eu, timp de 8 minute, sau la micround sau cuptor, timp de 2 minute. Dar eu prefer să le fierb. Și așa arată când sunt gata. Nice. Mai lăs puțin pentru că sunt fierbinți. Arată bine, Lea. Ue. Nice. Lipicioasă, așa că sunt caramelizate. Ce frumoasă ești, Lea. Am să termin de aranjat și pliculețele de ceai. Au rămas ultimile cumpărături. Deci mai am ceai cu măr și scorțișoară, ceai cu fructe roșii, mai am câteva pliculețe din astea de detox. Asta pică de mușețel, mă gândesc, da, ceai de mușețel și astea două care au mai lipsit. Și cam atât pentru astăzi, am să încheie acest video aici. Dacă v-a plăcut videourile mele, dacă vă plac, nu uitați să dați un like și să vă abonați pe canalul meu. Pe curând!